Eliza, în seara aceasta, înainte de capricii, îi povestea Iulianei cum zicea Dedi și povestea râzând. Cum zicea Dedi și, uh, când eu i-am zis de ție îți place de Delia de și el a răspuns, nu, de tine îmi place. Apoi uh, a continuat uh, și zicea că și ieri la capricii a întrebat cineva și dacă te respinge și el a răspuns după ea și la fel uh, râdea. Dar uh, era așa o atitudine ușor interpretabilă, ca și cum uh, i-a făcut sau îi face plăcere faptul că uh, Edithiș uh, ar plăcea-o și de asta sunt confuz acum dacă până la urmă Eliza are vreo atracție pentru acesta, fiindcă tot uh, își mai petrece timpul cu el. Tot îl pomenește, dar Dedi și ieri a spus că luptă și un an de zile pentru ea și astăzi a zis că nu primește niciun semn din partea ei. A pus această barieră că nu e interesată și nu mai insistă. Să fie cumva vorba despre orgoliul Elizei și poate nu are încredere în el. Poate mai așteaptă puțin să vadă dacă într-adevăr i-a trecut de Delia.